prezentat un raport despre inteligența artificială, despre ce este vorba și de ce este un subiect inteligența artificială la nivelul Europei. Mesajul de bază este acela că inteligența artificială deja este și face parte din viața noastră și nu mai putem ocoli inteligența artificială. În al doilea rând, inteligența artificială poate fi folosită pentru lucruri, poate fi folosită pentru lucruri bune sau pentru lucruri mai puțin bune și de aceea trebuie să ne asigurăm de utilizarea etică și în interesul omului a inteligenței artificiale. Opinia pe care am prezentat-o dorea două mesaje să-mi transmită. În primul rând, să utilizăm inteligența artificială în manieră etică și în folosul omului. În al doilea rând, să oferim întreprinderilor mici și mijlocii, startup-urilor din Uniunea Europeană, posibilitatea de a avea acces la supercalculatoarele de mare viteză și putere pentru a putea genera noi lucruri bune pentru umanitate, pentru oameni, pentru că ele au capacitate fabuloasă de lucru. Dădeam un exemplu, dacă un om toată viața lui, 24 de ore din 24 de ore, doar ar citi, el ar putea citi 8 miliarde de cuvinte. Un model avansat de inteligență artificială, un supercomputer de care am vorbit, într-o lună poate procesa 8 trilioane de cuvinte. Deci vă dați seama ce putere uriașă au aceste supercalculatoare. Inteligența artificială, pe de altă parte, ne va aduce beneficii în domeniul sănătății. Vor fi descoperite medicamente la boli care astăzi par a nu putea fi tratate. Vor putea preveni boli, precum cancerul, precum partea de schizofrenie și alte boli, prin faptul că au o capacitate uriașă de prelucrare a datelor. Vor putea să pună un diagnostic mult mai precis, pentru că pot să inventareze milioane de cazuri. Și mult mai rapid. Deci vor fi instrumente ajutătoare pentru medici, pentru a putea salva vieți. De asemenea, inteligența artificială în domeniul educației va produce niște mutații uriașe, în sensul că fiecare va putea avea șansa să aibă un asistent personal de inteligență artificială, un profesor 24 din 24 de ore, care să-l învețe în ritmul lui, după capacitatea lui, să-și poată atinge potențialul educațional. Nu cum e astăzi, cum ne adresăm la toți elevii, la toți studenții, la fel. Deci vor fi niște lucruri uriașe. Inteligența artificială lucrează 24 de ore, nu-și cere odihnă, nu face grevă, nu cere concediu și alte drepturi. Dar, acum ne întoarcem la cealaltă componentă, inteligența artificială, dacă ea rămâne pe mâini greșite, poate pune în pericol inclusiv existența vieții pe pământ. Dar acest lucru a fost subliniat și de mine și de toți. Haideți să o utilizăm etic, în concordanță cu interesele omului. Gândiți-vă, de exemplu, că astăzi o dronă de 5.000 de euro distruge un tank de 5 milioane de euro. Simplu. Astăzi războaiele se pot purta de către soldați servind o cafea și jucându-se pe calculator și poartă un război de drone, cum se întâmplă și în Ucraina de multe ori astăzi. Deci potențialul este uriaș pe care această tehnologie îl are, dar dacă ea nu este controlată în interesul omului și folosită în interesul omului, ne poate pune pericole uriașe pentru viitor. Ar trebui o reglementare la nivelul Uniunii Europene. Am înțeles că în Statele Unite este un model de reglementare, în Asia este un alt model și în Europa cum ar trebui? Am subliniat în opinia pe care am prezentat-o faptul că Uniunea Europeană este prima entitate de pe această planetă care are un regulament cu privire la utilizarea inteligenței artificiale și care spune că inteligența artificială, de exemplu, nu poate compromite viața privată. În Europa nu este permis să utilizezi camere de supraveghere pentru angajați, camere de supraveghere pentru identificarea cu identificare facială, să faci o clasificare a cetățenilor în funcție de lucrurile bune sau proaste pe care le fac și de acolo să înregistrezi tot ce face cetățeanul și să ai o societate care poate duce la o dictatură. Viitorile dictaturi, să știți că nu vor fi dictaturi așa cum ne-am fost noi obișnuiți cu dictatorii din trecut. Vor fi dictaturi digitale, pentru că ce înseamnă? Inteligența artificială pune în mâna oamenilor politici două instrumente pe care dictaturile au tânjit atât de mult să le pună în practică. Supravegherea. Gândiți-vă, nu vei avea nevoie de sute de mii de agenți KGB să supraveghezi populația, pentru că vei avea camere și ai supraveghe tot ce face fiecare. Astăzi, în Iran, de exemplu, unde este interzis să porți ca o femeie să meargă cu capul descoperit, trebuie să poarte văl, nu mai au nevoie de polițiști să identifice și să le amendeze, ci pur și simplu utilizând camerele cu recunoaștere facială, că ești în mașină sau ești pe stradă, te-au identificat și te-au sancționat. Deci,
supravegherea populației și, doi, centralizarea și capacitatea de a lua decizii centralizate mult mai ușor, pentru că regimurile comuniste au căzut și datorită centralismului, că nu se mai putea face față la toate problemele din teritoriu centralizându-se într-un singur punct. Inteligența artificială cu această capacitate îți dă puterea să centralizezi decizia și să iei decizii. Deci, inteligența artificială, dacă e folosită în scopuri greșite, poate conduce la o viitoare dictatură digitală mult mai periculoasă decât dictaturile umane, pentru că nu ai control asupra unei inteligențe artificiale care nu face diferența între bine și rău. Ea este setată să-și atingă obiectivul pe care l-am stabilit. Deci, din acest punct de vedere, e bine că Uniunea Europeană a reglementat. E prima care a început să reglementeze folosirea inteligenței artificiale. Și sunt doar 17 infracțiuni pentru care, de exemplu, poți să folosești recunoașterea facială. Doar în cazul de trafic de copii, în cazurile de crimă organizată, de droguri, în acele situații poți să folosești, dar nu pentru chestiuni care să supravegheze cetățeanul. Dar, pe de altă parte, ce este important? Să nu facem din inteligența artificială o carapace în care să nu poată pătrunde nimeni, pentru că omor inovarea, ceea ce se întâmplă în Uniunea Europeană cu prea multe bariere. În America nu este niciun fel de barieră. Și atunci inovarea merge mult mai repede. Ca de obicei, trebuie găsită aurita cale de mijloc, aurea mediocritas. Pe de o parte, avem nevoie de inovare, să o dezvoltăm, dar nu scăpate de sub control. Anumite limite trebuie să fie impuse inteligenței artificiale pentru a fi siguri că ea nu ajunge pe mâine săbuită. Pentru că gândiți-vă, cei care vor controla inteligența artificială vor controla lumea. Așa cum cei care au controlat petrolul au controlat lumea o perioadă de timp, cine controlează astăzi datele vor controla lumea din punct de vedere politic. De aceea e important ca această inteligență artificială să nu ajungă la băieții răi. Pentru că acești băieți răi o pot folosi contrar democrației, contrar valorilor noastre în care trăim și de aceea trebuie menținută sub control. Inteligența artificială de care vorbeam nu e ceva palpabil. Nu o vedem. Dar îi simțim consecințele în fiecare zi. Așa, e blondă, e cum e. Cum vă închipuiți? Păi ați văzut astăzi pe ecran, față de plenara anterioară, avem un lucru de inteligență artificială aplicat aici. Traducerea vocii în scris pe ecran, simultan, instant. Asta n-am avut până acum. Așa, asta va deveni tot mai des. Vei vedea că vei putea să accesezi la un moment dat toate ziarele din lume și să se traducă în limba română instant. Vei avea această posibilitate cu inteligența artificială. Asta datorită inteligenței artificiale. Asta se întâmplă. Dar, repet, de-aia am subliniat în această cât de important este controlul asupra ei pentru a fi orientată spre om și a dimensiuni etice și menținerea ei într-o competiție mondială care să nu ducă la dispariția vieții pe pământ. Pentru că, la urmă, dacă întrebi inteligența artificială, cine e vinovat de poluare? Îi spune omul. Și atunci rezolvă problema. Omoară omul, pentru că el e cel care a produs poluarea și duce aceste greutăți, dacă nu este ținută sub control și setată pe valori umane și nu pe alte valori. Iar, bineînțeles, de aici începe discuția dacă inteligența artificială ar putea avea la un moment dat o conștiință independentă de sine, stătătoare față de conștiința umană, ia alt nivel, sper să nu ajungem niciodată acolo, pentru că atunci, cum spunea cineva, când observi că un computer începe să vorbească o limbă pe care nu o înțelegi, să nu-ți ascultă ordine, scoate-l din priză imediat, decuplează de la energie, până găsește o soluție să se alimenteze, scoate-l din priză. Concluzia este să ne întâlnim cu inteligența artificială, pentru că ne va fi. Ca orice lucru nou în tehnologie are și aspecte pozitive și aspecte negative. Un cuțit de bucătărie poate fi folosit să faci o friptură, o ciorbă extraordinară, dar poți să folosești să omor pe cineva cu cuțitul. La fel este și cu inteligența artificială. Poate fi folosit pentru bine sau pentru rău și dacă nu o ținem sub control, nu mai putem îndrepta. Că în cazurile anterioare, cu celelalte revoluții, revoluția automobilului și celelalte revoluții, ok, au apărut poluarea, am luat măsuri. Dar la inteligența artificială este prea târziu să mai poți lua măsuri, că poate ajunge inclusiv la dispariția vieții pe pământ, dacă nu suntem suficienți de atenți să o menținem sub control, pentru că ea se desfășoară cu o viteză aiuritoare, amețitoare. Am spus că suntem în fața unui tsunami al inteligenței artificiale, am spus că în timp epoca noastră de astăzi va fi considerată epoca de piatră a inteligenței artificiale, pentru că evoluția va fi ascendentă, iar dacă oamenii nu sunt conștienți, iar dacă nu se face la nivel universal o strategie să se ține sub control și fiecare va încerca să câștige competiția cu inteligența artificială, atunci viața pe pământ este în pericol, pentru că nu va putea fi menținută sub control. Trebuie o colaborare globală, mondială, așa cum a spus și Zuckerberg și marile firme americane, că e nevoie de 6 luni de zile să stăm, să nu mai avansăm, să reglementăm și să ținem sub control inteligența artificială. Dar China merge pe latura ei, America pe latura ei, Uniunea Europeană pe latura ei și din această competiție globală poate pierde umanitatea, dacă nu este suficient de inteligent să o ținem sub control. Și ultima întrebare, unde vedeți peste 10 ani avansul inteligenței artificiale? Cât ne va afecta pozitiv viața?
Vor dispărea locuri de muncă, dar vor apărea locuri de muncă noi. Deja inteligența artificială ne ia unele locuri de muncă. Prin muncile plictisitoare, repetitive, ele sunt luate de inteligența artificială. Vedem că mergem la un magazin și nu mai avem vânzător și casier, ci mergem și ne plătim singuri. E un exemplu mărunt cum dispar slujbe, dar pe de altă parte vor apărea slujbe noi care astăzi nu există în domeniul inteligenței artificiale. Deci asta se va generaliza. Și fiți pregătiți să vedeți roboți pe stradă, să fiți pregătiți pentru momentul în care cel mai bun prieten al copilului dumneavoastră nu va fi o ființă umană, fiți pregătiți să aveți un asistent personal de inteligență artificială în educație, în sănătate, să-ți planifice o vacanță, să-ți facă tot ce ține de la plata facturii până la închirierea unei mașini, de la obiectivele pe care să le vizitezi. Rezolvarea unui concediu, să fiți pregătiți că aceste lucruri se vor întâmpla. Deci, și să fim pregătiți pentru momentul în care în medicină vor fi salturi uriașe și oamenii vor avea o viață mai bună de calitate prin descoperirile majore datorită puterii acestor calculatoare de a procesa milioane de cazuri, sute de milioane de cazuri și de a identifica inclusiv în ADN sau în celulă, de exemplu, să previi cancerul, pentru că deja există o aplicație care pătrunde în analiza proteinei, pentru că orice cancer merge sau își are cauza de la o defecțiune într-o proteină. Unui cercetător i-ar trebui 30 de ani să cerceteze ca să poată afla. Inteligența artificială se poate afla într-o lună care proteină are o problemă și să intervin din timp și să omor cancerul în fașă și să nu-l dezvolți sau să te poți vindeca. Deci vor fi lucruri spectaculoase, dar atenție, așa cum am spus, astăzi soldații beau cafea și poartă războaie pe calculatoare. Este posibil, sau cu dronele să distrugi un tank de 5 milioane de euro, cel puțin, da, cu o dronă de 5.000 de euro. Deci este posibil ca lumea să plece într-o direcție și de aceea controlul este fundamental. Dimensiunea umană, etica, inteligenței artificiale trebuie să primeze. Altfel, avem probleme. Mulțumesc foarte mult!